Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod. Nu ne-am mai auzit de ceva vreme, pentru că nici eu n-am mai avut foarte mult timp să înregistrez și au fost foarte multe lucruri pe care le-am făcut un pic în off-camera în pregătirea episodului de astăzi și a episodelor care urmează, pentru că urmează să facem destul de multe lucruri. Am terminat într-un final fabrica de rotoare, statoare și motoare pe care o avem în cealaltă parte a hărții. Avem aici fabrica de energie electrică prin fuel, care, bă, nu merge cum ar trebui. A rezolvat-o Alex, un prieten al meu, a rezolvat-o un piculeț, adică avem undeva fluctuația mult mai mică, între 36 și 37 de mii de megawatts producție. Și a rezolvat-o cu un buffer pe canistre pe acolo, în rest n-a reușit să găsească niciun fel de problemă. Totuși avem o fluctuație, ceea ce înseamnă că ceva nu este în regulă. Iar de acest lucru mă voi ocupa eu în episoadele următoare, probabil alături de voi, dar nu știu sigur, în momentul în care vom debloca și blenderele, ca să eliminăm un pic partea asta de packaged water, să fie un pic mai streamlined și să eliminăm niște posibile probleme, plus că în momentul în care vom face chestia vom lua toate nodurile de oil și vom face și rafinării, vom face și producție de plastic, vom face și producție de rubber și totul, pentru că vom avea nevoie pentru circuit board și toate celelalte. Dar, înainte de toate, hai să vă arăt ce am făcut eu în off-camera, cu ce m-am jucat. Știți că aici aveam fabrica de quick wire din Cathirium. Da, și aveam apa care venea frumos pe aici, făceam Cathirium cu water în rafinerie și făceam Cathirium ingot, pure Cathirium ingot, pe care mai apoi le urcam sus și le transformam în quick wire. E, nu se mai întâmplă așa, vedeți ce avem aici? Avem mult mai multe rafinerii, pentru că în partea asta avem încă două surse de apă care aduc împreună cu copperul, facem pure copper ingot. Dar vă întrebați oare de ce? Ei bine, pentru că avem o rețetă alternativă prin care putem să facem mult, mult mai mult quick wire, pentru că mi-am dat seama că avem nevoie de foarte, foarte mult quick wire în mid-late game. Așa că avem aici producția de quick wire prin fused quick wire, printr-o rețetă alternativă, Cathirium ingot cu copper ingot, care ne dă 90 de quick wire pe minut, în total făcând 1800 de quick wire, da? Din fiecare, auzi ce văd ce avem aici. Avem 4 linii de producție de quick wire, în total 1800, dacă nu mă înșel, avem aici scris, da? 4 ori 450 și restul de Cathirium ingots pe care nu am reușit să-l combinăm cu copperul, pentru că am luat de pe acolo, am găsit doar o singură sursă de impură de copper pe care mai apoi să o folosim. Restul vine frumos aici, cred că undeva la cât 450 de quick wire pe minut se duce în acest industrial store și mai apoi sus într-un dimensional depot. Momentan, pentru că la un moment dat cu siguranță și astea 450 se vor împărți în producție. De asemenea, mai am pe undeva pe acolo un nod de copper pe care l-am găsit, care e chiar pure, dar pe care îl voi aduce, dar va trebui să lucrăm un pic pe partea aia. Dar nu vom face asta în episodul de astăzi. În episodul de astăzi vreau să începem ușor, ușor să mergem către completarea fazei 3 pentru a debloca mai apoi blenderul, cum ziceam, și multe alte lucruri. Așa că vom merge în baza principală. Bineînțeles, va trebui să-mi iau nebunia asta. Vom merge în baza principală și vă voi arăta exact cam ce vreau să facem. Vreau să facem două lucruri în paralel, pentru că nu o să putem să le facem. Nu-i nevoie, în primul rând, să automatizez celelalte două elemente de producție pentru phase 3, Adaptive Control Unit și Modular Engine, pentru că pe ele nu le folosim mai apoi în nimic. Așa că nu am de ce. Prin urmare, voi face așa cum am făcut și pentru Phase 2. Voi face niște assemblere și niște manufactoare separate, alimentate din niște storage unituri, care mai apoi vor fi cu summer sloop-uri duplicate și eficientizate la maxim. Asta ca să putem să facem cât mai repede 500 de modular engine
și niște adaptive și 100 de adaptive control unit. Bun, vedeți deja că am mutat un pic aici tot ce înseamnă hub și mom și crafting plus niște câteva depozite ca să eliberăm un pic zona asta, pentru că voi vrea să vin cu platforma mai departe ca să începem baza într-un final, dar va trebui să le stric și pe astea și momentan îmi place mult prea mult, dar na, momentan n-avem ce să facem. Aici făceam eu unul dintre elementele, cred că flexible ce-o fi fost, acum va trebui să facem smart plating, dar vom vorbi imediat despre chestia asta și în acest sens am loc în inventar, voi da disassemble la assemblere și la aceste storage unituri, da, pe care le vom face în altă parte. La asemenea, asta era un conveyor belt care ducea lucrurile către Space Elevator. Și avem nevoie doar de 500, doar de 500 modular engine și 100 de adaptive control unit. Prin urmare, în prima parte a acestui videoclip vom face treaba asta. Iar mai apoi vom ia să mai luăm niște containere de pe aici. Iar mai apoi ne vom ocupa de bază, să punem un pic baza bazei. Urmând ca în episoadele următoare să continuăm cu partea asta. Bun. Și pentru că avem detail platforma, o să mă folosesc de această platformă pentru a face ce vreau eu să fac și mă voi duce un pic către această zonă. Aici nu o să mă duc mai mult, dar avem curent aici, așa că vom face treaba frumos. În primul rând, hai să ne ocupăm de modular engine. Modular engine se face din rubber, din motor și din smart plating. Bun, și putem să facem smart plating-uri mai multe. Hai să vedem de câte avem nevoie. Și pentru asta va trebui cumva să iau eu o hârtie, pentru că am uitat să fac treaba asta și o să calculez împreună cu voi exact ce avem nevoie. Deci avem nevoie de 500 de bucăți. Bă, dar totuși n-am făcut eu pe undeva 500 de bucăți, 500 de modular engine. Prin urmare avem nevoie de 1000 de motoare, da? Apoi avem nevoie de 500 ori 15, ia să vedem, 500 ori 15, 7500 de rubber. Și mai avem nevoie de, ia să vedem ce mai avem nevoie, mai avem nevoie și de 1000 de smart plating. Dintre astea, motoarele și rubber le avem deja. Mai avem nevoie doar smart plating-urile de făcut. Ia să vedem dacă avem cumva în inventar ceva smart plating. N-avem smart plating-uri în inventar, avem însă versatile framework, că mă ajută cu ceva. Bun, și acum, smart plating-ul, avem două opțiuni. Avem smart plating simplu, care ne dă 2 pe minut, sau putem să folosim plasticul să avem 5 pe minut. Având în vedere că am plastic și nu-l folosesc momentan la nimic, vom face chestia asta și vom folosi un manufactor. Aia e, n-avem ce să facem. Și avem nevoie de 1000 de smart plating. Prin urmare, bine, toate astea se vor împărți la 2, să știți. Da? Pentru că hai să facem așa, ca să înțelegeți exact despre ce vorbim. Vreau să luăm mai întâi un manufactor care va fi, uite, așa. Bun. Ei, manufactorul ăsta va face modular engine, da? Facem modular engine, îl punem frumos, uite așa, ca să facă în primul rând mai repede, apoi punem doar două summer slopuri, na, tati. Uite câte summer slopuri avem aici, 22. Oricum, ăstea nu le risem. Avem ori 2 multiplier pe chestia asta. Prin urmare, noi în momentul de față folosim 5 motoare cu 37,5 rubber și cu 5 smart plating. Da? Hop, așa. S-a întâmplat ceva. Și din nou s-a întâmplat ceva. Am revenit? Am revenit. Bun. Așa, ca să facem 5 modular engine. Și noi avem nevoie de ori 100 din chestia asta. Deci avem nevoie de 500 de motoare. Avem nevoie de 3750 de rubber și avem nevoie de 500 de smart plating. Bun.
Apoi îl vom lua pe ăsta și îl vom pune, cred că, uite așa. Nu, de fapt, o să-l punem uite așa. Cred că așa o să vină. Bun, iar ăsta va face alternate plastic smart plating. Bun, aceleași lucruri. Pam, pam, pam. Uite așa, sper să avem suficiente pentru momentul ăsta. Avem nevoie de 500 de smart plating și noi folosim 6,25 reinforced iron plate cu 6,25 rotor și cu 18,75 plastic. Niște sume ca să ne dea 25. Da? Și noi avem nevoie de 500. Înseamnă că am nevoie de 20. Stai un pic să vedem. Deci 500 de împărțit la 25, 20. Bun. Deci ori 20. Asta înseamnă că 6,25 ori 20 înseamnă 125 de reinforced iron plate, 125 de rotor și 18,75 de înmulțit cu 20, 375 de plastic pentru a face 500. Bun. Reinforced iron plate, plastic și rotor. Bun. Asta este o dată. No, bun. Avem o dată chestia asta și apoi mai avem încă unul în care va trebui să facem Adaptive Control Unit. Le mai avem și pe astea. Adaptive Control Unit se face strict by manufacturer și aici o să avem niște probleme pentru că avem automated wiring-ul, circuit board-ul, heavy modular frame și computer. Nimic din astea nu se fac și trei din astea chiar trebuie să le automatizăm. Prin urmare, momentan vom face partea de modular frame, modular engine, iar mai apoi, în a doua parte a acestui videoclip, vom începe să facem un pic baza sau vom începe să facem producția de heavy modular frame sau alte lucruri de care avem nevoie, mă mai gândesc un pic, dar hai mai întâi să facem treburile astea. Bun, deși prin urmare, avem nevoie de organizare, industrial storage, trebuie să iasă pe aici și facem 1. Aha, dar de unde? Nu, facem altfel. Facem așa și facem 1, 2, 3. Și apoi de aici va veni la fel. Cred că tot 1, 2, 3? Nu, 1, 2. Ba da, 1, 2, 3. 1, 2, 3 va veni, uite, așa. Dar nu vreau mod asta, stai, vreau asta, așa. Și vom avea 1, 2, 3. On. Și apoi, ce avem nevoie, începem în primul și în primul rând, începem cu niște curențele. Uite așa, uite așa și uite așa. No, bun. Apoi, de aici, ăsta cât produce? Ăsta produce 25 pe minut. Deci avem nevoie doar de o bandă MK1. Apoi, ăsta ce folosește de aici? Asta folosește 37, 37, 5, bun. Deci uite așa, uite așa și uite așa. Bun. Apoi avem. Am zis că avem nevoie de 500 de motoare. Ia să vedem motor. Că teoretic 200 și lăsăm să se mai încarce, dar mai avem oricum. Așa că punem aici frumos 200 de motoare și o să mai avem. Ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de rubber 3750. Ehe. Rubber, avem 800 momentan și o să punem 800-900 aproape, bun. Așa și mai avem nevoie de doar atâta? Doar de smart plating, bine, deci ăsta e degeaba aici. Uite așa, bun. Și o să mai avem nevoie de smart plating pe care le facem de aici, unde avem nevoie de reinforced 147, că nu le-am puse, bă. Cât avem nevoie? 125. Hai că e bine. Dar stai un pic să le... Așa.
Asta cred că pot să le pun direct aici. 100, 100 și mai punem 47 aici. Uite. Așa, bun. Apoi 125 de rotoare. Rotor 200, bun. Punem aici, punem uite așa. Și mai punem aici încă. Nu, de aici. De aici încă split 50-50, încă așa 150. Și mai avem nevoie de 375 de plastic. Și plastic avem suficient aici. 200 cu 200. Și mai punem încă 200, uite aici. Bun, și mergem un pic în bază, pentru că am eu o vagă impresie. Că mai avem niște smart plating pe aici. Ia să vedem dacă mai avem niște smart plating prin bază. Eu așa am o vagă impresie că mai avem pe undeva. Ia. Pe aici, prin spate. Astea nu ne interesează. Astea nu ne interesează. Asta este wire. Asta este copper sheet. Taranta, 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 taranta. Uite, mai avem aici niște. Uite câte smart plating. 100, 200. 100, 253. 253 de smart platinguri. Deci la jumate mai avem nevoie doar. Na, dar nu le-am pus eu mai aproape ca să-mi fie mai ușor. Trebuie să mă duc până acolo. Prin urmare, o să facem la smart platinguri într-o veselie, fără să avem neapărat nevoie de ele. Ia să vedem dacă putem să le punem direct aici. Iau. Bun. Astea fac aici. Cum aș putea? Uite, aș putea să fac așa. Punem frumos un storage container micuț. Uite aici. Bun. Apoi punem un merger. Uite așa. Punem un conveyor MK4 ca să avem prioritate și cu ăsta aici. Și apoi le tragem pe astea aici. Apoi nu mai aducem nimic din plastic și din ce avem nevoie pe aici. Cred că este suficient. Mai trebuie să facem o singură treabă. Având în vedere că este așa, va trebui să mai punem unul de ăsta aici. Câte faci, mă, pe mine? Faci 5 pe minut, n-ai nevoie de mai mult decât ăsta. Uite așa. Să le și ducă. Că am format niște heavy modular frame aici. Bun. Modular engine, pardon. No, bun. Și mai aveam nevoie de rubber, dar rubber o să se ducă singur. Și de motoare. Motoare mai am în cealaltă parte. There is no problem. Că tot ziceam eu că trebuie să le iau de acolo. Loc în inventar am, loc în inventar am. Bun. Hai să mai fac o treabă. Computere. Bă, astea sunt aici de toate. Aici știu că am mai pus de toate. Și o să mai pun câteva chestii de pe aici. Uite, astea nu că o să am nevoie. Astea. Așa. Și apoi o să trecem frumos pe la fabrica de biofuel între timp, ca să mai las niște lucruri și de pe acolo. Iar mai apoi vom merge un pic înapoi în zona respectivă, că eu mai am niște motoare și niște lucruri de pe acolo, rubber și alte chestii de când am făcut fabrica de energie, mă rog, centrala de energie pe combustibil fosil. Deci ăsta și cu ăsta. Și se duc așa. Și atunci n-aveam încă peste tot dimensional depouri. Prin urmare, trebuia să le pun frumos acolo și am făcut ca un fel de zonă de șantier pe care încă nu am dezafectat-o pentru că n-aveam loc în inventar. Dar acum o vom dezafecta pentru că am nevoie, aparent am nevoie în baza principală. Și o să mă gândesc, m-am gândit de fapt la un design. Am o idee de design pe care îl voi face peste tot și inclusiv în această zonă. Dar după ce vom reface toată centrala. Și asta va fi un pic dificil pentru că eu consum energie în același timp. Vezi, avem rubber aici, căcălău. Și mai avem nevoie și de... nu mai avem nevoie, motoare nu mai am pe aici.
Mai am niște închestii industrial beam, niște steel pipe. Rubber nu mai am și pot să-l șterg de aici. Uite așa. Și quick wire mai am câtva. Uleu, uite așa. Bun, am luat și quick wire de aici. Bun, și pe asta îl punem înapoi aici. No, bun. Și le mai avem pe astea. Copper sheet, steel pipe și encased industrial beam. Bun. Între timp, bănesc o să se umple și dimensional depot-ul cu motoare din nou. Dar, cred că va trebui ușor, ușor. Noi facem oricum, facem motoare și în bază. Nu facem motoare, facem rotoare și statoare și în bază. Și cu alea chiar pot să le... să le dau deoparte pentru că nu mai avem nevoie. De fapt, practic, majoritatea lucrurilor pe care, pe care le avem o să le dezafectez inițial pentru că mai apoi să le construim din nou. Și voi vrea să fac baza pe mai multe niveluri și vă voi explica imediat cum o să fie. Vom avea un nivel de bază, ăsta, unde vor ajunge toate materiile prime. Mai departe, materia primă, și mă refer aici la copper, la iron și la limestone, vor fi combinate toate cu apă, pentru că avem suficientă apă în zona aia, mai avem acolo și un limestone, avem foarte multe, pentru a face concrete și respectiv pure ingots cu apă. Deci vom avea acolo foarte multe extractoare de apă care vor aduce apă până aici. Vor aduce apă până aici, iar apoi la bază, la bază vor veni resursele prime, care mai apoi vor urca la etajul 1, dacă nu mă înșel, mă mai gândesc, sau voi avea resursele prime plus furnace-urile, practic, foundry-urile, ca să facem pure ingots, iar mai apoi pure ingots vor urca la etajul 2. La etajul 2 vom avea prima linie de asamblare, apoi vom urca la etajul 3, unde vom avea a doua linie de asamblare și tot așa, și vom aduce din baza aia, din baza aia și din baza aia toate resursele la nivelul la care mă interesează pe mine, la nivelul la care corespund, la nivelul de procesare. Practic vom avea etaje de procesare. Iar mai apoi, sus, cred, sus, vom avea camera finală, camera cu chesturi, care deși nu este necesară, vreau să o avem ca să arate bine. Și cumva va fi pe acest nivel, va fi cam de aici, uite așa, până acolo, deci așa, cam așa va veni, va fi un dreptunghi în zona asta, cu niște linii de asamblare pe aici. Pe aici voi vrea să vină și o linie de tren, ca să culeagă toate resursele din toată partea, cam așa m-am gândit eu, pentru că vom avea nevoie și de chestia asta, pentru că vom avea, ne vom extinde și vom avea mai multe fabrici în diferite părți ale lumii. Și undeva să avem și un etaj de cameră de control. Și cumva pe mijloc să ne plimbăm, să avem stânga-dreapta lucrurile, dar sub tot timpul vom avea procesarea. Bun! Hai să vedem un pic dacă mai avem de pus niște motoare și niște rubber. Rubber o să pun acum imediat. Iar apoi voi reveni după ce curăț toată treaba asta. Voi curăța toate utilajele astea ca să putem ca să pot să mă extind eu cu platforma, să vă arăt un pic cum va arăta platforma după aceea. Bineînțeles, videoclipul acesta va apărea la mai multe zile, dar nici eu nu prea aștept. Că nu am dat drumul aici. Bun, motoare. Motoare vin aici. Ia să vedem, mai avem nevoie de motor? Uite, motor aici, frumos. Mai punem aici niște motoare. Să fie. Bun. Iar mai apoi avem rubber. Uite aici, rubber suficient. Să aveți, tată. Să faceți treabă bună. Bun. Și aici se creează. În ritmul lui. Uitați-vă un pic cât consumăm. 738 de megawatts ori 2400. Mamă. Aici merge destul de constant. Tași că momentan merge foarte bine. Uite, mai avem așa un pic drop-uri pe aici, dar sunt mult mai rare. Nice, îmi place. Poate chiar s-a rezolvat și trebuie doar să se umple țevile la un moment dat. Bun. Bine, dragii mei. Păi atunci revin în momentul în care voi face toate treburile astea. În primul rând, turnul ăsta va fi undeva mai pe mijloc. Dar revin în momentul în care curăț tot ce avem pe aici, în afară de, cred că, de turnul ăsta.
de Space Elevator și de... și cam atâta, că în rest am nevoie de toate. Da? Hai, revin într-o secundă. Bun, și am revenit după ce am distrus toată baza la care am muncit în primele episoade și mi-e tare greu să vă arăt, dar am vrut să vă arăt pentru că, fraților, voi mai țineați minte zona asta așa, fără nimic în ea, doar cu nodurile disponibile și nu toate folosite. Voi mai țineți minte chestia asta? Că eu nu mai țin minte când arăta. Am umplut aici foarte multe chesturi, storage-uri cu toate chestiile pe care le-am pus, aproape toate, că nu le-am distrus chiar pe toate. Și am conectat doar curentul cât să unească cele trei baze. Și cam atât. Mai avem aici câteva chestii prin inventar. Am pus și un sink pentru că, auleu, nu, uite așa și așa și așa și așa. Bun, să le punem pe toate pe aici ca să-și facă treaba, pentru că nu am ce să fac cu toate oricum. Sunt haotice puse toate, n-avem, o să dureze ceva să le iau pe toate, să le pun dintr-o parte într-alta, dar na, momentan așa o să rămână pentru că nu avem de ales. Iar urmează ca eu să umplu toată zona aceasta cu ciment. Și apoi să gândim un pic toată zona. Au început să apară înapoi animalele, mă rog, animalele ostile și stupide viespi, sau cum să le spunem, albinele alea care ne enervează pe noi, pentru că nemai fiind aici toate aparatele care să farmeze și care să le împiedice să se spawneze, au început să se spawneze, așa că voi construi repede toată treaba asta și apoi voi reveni în momentul în care avem platforma de bază ca să vedeți exact planul pentru ce urmează pe viitor. Între timp, venim vorba, ca să nu vă las așa doar cu o bucățică mică de videoclip, hai să mergem înapoi, pentru că dacă nu mă înșel, am făcut deja modular engine-ul. Cred că am făcut deja vreo 250-300. Hai să vedem exact un pic. Aici se mișcă. Am făcut 100-223. Merge, dar merge greu. Niciun fel de problemă, dar asta am și vrut să le fac în timp ce lucrez aici, pentru că mă ajută foarte mult să facem două lucruri în același timp. Bun, revin în momentul în care am acoperit toată treaba asta cu ciment. Bun, fraților, și am făcut o treabă. Am făcut mai multe chestii pe aici, să vă povestesc exact. Mi-am cam dat seama cum o să fie proiectul. Dar bineînțeles, pentru că am început două proiecte în același timp, bineînțeles, a trebuit să-l încep și pe al treilea. Dar despre proiectul ăsta vom vorbi în videoclipul următor. Practic aici vom face heavy modular frame. Și vom face fix aici in-house, pentru că avem tot ce avem nevoie. Am mai tras de aici încă un nod de limestone ca să facem niște concrete. Îl aducem jos aici, am extins un pic baza, oricum aveam un pic de spațiu liber acolo. Și vom aduce niște lucruri pe aici și vom face aici, probabil și la etaj, heavy modular frame. Asta pentru că avem nevoie de heavy modular frame, ia să vedem, pentru adaptive control unit. Da, avem nevoie de heavy modular frame, pe care le vom face și am calculat să facem undeva la 10-11 heavy modular frame pe minut. O să mai avem nevoie să facem computere, circuit board și automated wiring, dar bineînțeles fiecare va avea episodul lui separat. Am avut impresia că putem să facem treaba asta mult mai repede. Din păcate, am putut să facem modular engine-ul, nu putem să facem la fel de ușor și adaptive control unit, deși sincer să vă zic, cred că putem să facem treaba asta. Voi încerca la finalul videoclipului, că tot vreau să facem treaba asta. Hai să ne uităm un pic să vedem cum stăm cu modular engine-ul. Apoi vă voi explica tot ce am făcut în zona asta și la final vom face ceva anume. Apropo, acel power plant pe coal cred că va dispărea, pentru că avem nevoie de coal și nu avem nevoie de energie, pentru că stăm destul de bine pe energie, zic eu. Consumăm 12.000, producem 34-35.000, bun. Ăsta nu mai produce nimic, pentru că teoretic 100, 200, 300, 400,
449. Bun. De ce mai ai bătut nevoie? Mai ai nevoie de... Efectiv, mai ai nevoie de un motor. Ia, dacă îți dau un motor, mai trebuie să-ți dau încă unul. Efectiv, îți mai dau încă un motor. Ca să facă 5 modular engine, n-avem ce să facem. Dar partea bună este că după aceea de astea nu vom mai avea nevoie. Și nici de astea. Am făcut aici o grămadă de manufactorul ăsta. O să mai stea aici. Uitați-vă un pic câte smart. Bă, calmate, calmate, calmate. Calmate, Moier, nu mai vrem. Nu mai vreau. Bun, nici ăsta nu mai avem nevoie, nici de ăsta, nici de ăsta. Și nici de aici din spate nu prea mai avem nevoie acum. Dar uitați-vă un pic câte smart platinguri avem. Mai avem încă 71 de smart platinguri. Pe care mă jur că nu știu ce să facem cu ele. Cu care, de fapt, nu știu ce să facem cu ele. Dar, da, le ținem aici momentan. Aici mai avem niște rubber să fie sănătos. Bun. Iar acum avem unul în plus. Le luăm frumos pe toate astea. De fapt, le păstrăm aici. Le păstrăm aici un pic. Pentru că... hai să ne uităm un pic de cât avem nevoie pentru Adaptive Control Unit. Pentru Adaptive Control Unit, ca să facem 5 pe minut... Avem nevoie de 12,5 automated wiring. Avem nevoie de 12,5 circuit board. Fiți atenți că am o șpârlă. 2,5 heavy modular frame și 5 computer. Pentru 5 bucăți. Și noi avem nevoie de 100. Prin urmare, pe astea le înmulțim cu 20. Ergo, avem nevoie de 12,5 de înmulțit cu 20, 250 de automated wiring, pe ăsta nu le am, 250 de circuit board, s-ar putea să am, 2,5 de înmulțit cu 20, 50 de heavy modular frame sigur am și 100 de computer sigur am. Deci trebuie să vedem dacă avem circuit board suficient. 693. Avem și circuit board suficient. Înseamnă că avem nevoie doar de automated wiring, pe care cred că putem să-l facem de aici. Pam, pam, pam. Alternate. Avem două. Avem automated wiring așa. Ia să vedem. Automated wiring. Sau doar stator și cu cable. Facem 2,5. Sau putem să adăugăm și niște high speed connector. Am eu oare niște... Hai, am 90. Nu. O să facem așa. Luăm frumos manufactorul. Îi dăm disassemble. Le luăm și pe astea de aici pentru că nu avem nevoie de ele. Și apoi o să facem frumos un assembler. Tragem frumos un assembler. Uite așa. De aici o să vreau să facem automated wiring. O să punem frumos niște summer slopuri aici. Și niște... power shard-uri, ca să overclockăm nebuniile, avem nevoie de 12,5 automated wiring, adică de 200, mă rog, de ori 20. Deci ori 20, la fel, prin urmare, avem nevoie de 6,25 ori 20. 6,25 ori 20, avem nevoie de 125 de statoare. Așa, și mai avem nevoie de 125 ori 20 cable. 20 ori 125. Mamă! 20, mă. Ori 125. 2500 de cable. Ca să facem astea. Bun. Păi atunci. Mergem frumos. În primul rând. Alimentation la ăsta. Uite așa. Uite așa. Mănâncă cineva mai mult? 125, da. Deci ăsta o să fie MK3. Mă rog, putea să fie... Am nu, 125 MK3. Da. Că nu-i băcar MK2, nu e bun. Acelea o să fie niște cable. O să-l și pun aici, pentru că așa. Și avem nevoie de 125 de stator. Stator avem aici suficient. 125. Avem 100. Și mai punem frumos, uite, aici și încă 25 de stator. Pam, 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 split 25.
Iar apoi pe restul de 75 le bag așa frumos aici, că oricum n-avem nevoie. Bun. Și mai avem nevoie de cable. Ia să vedem. Cable avem 780 aici. Punem așa 200 și mai avem nevoie de 2300. 2100, 1900, 1800, 1700. Bun, și mai mergem să mai luăm niște cable, de pe unde am mai găsit cable. Și facem și asta. Și stați un pic, că dacă tot le facem și dacă tot facem automated wiring-ul ăsta, îl și tragem. Uite aici. Și tragem automated wiring aici. Apoi circuit board, cât am zis că vrem? 250. 250 de circuit board o să vină, uite, aici. 200 și încă 200, dar de fapt o să fie numai 50. Și pe ăsta o să-l pun înapoi. Deci 250 de nebunii de astea. MK4 toată. Așa. Heavy modular frame am zis că vrem 50. Heavy modular frame am zis că vrem 50. Le pun direct, uite așa. Și computer am zis că vrem 100. Dacă tot mă duc să iau cable, o să iau și computere de acolo ca să mai eliberez un pic. Computere oricum am și în cloud, dar am zis să eliberez un pic toate nebunile astea, toate storage-urile astea pe care le avem aici, de încă câteva. Bun, da, mă știu, am jucat de foarte mult timp. Ok, nu e nicio problemă, am făcut și pauze, stai tu liniștit. Avem niște cable pe aici, niște heavy modular frame pe aici ca să le mai băgăm. L-am și pe ăsta, îl punem și pe ăsta. Nu mai avem nimic pe aici, ce aici mai avem ceva, mai avem niște cable aici. Bun. Ăsta putem să-l luăm, să-l punem frumos. Așa, 100-200 de calculatoare, bun. Motoarele le punem frumos aici. Mai avem niște cablu și pe aici. Curățăm, fraților, tot cablu pe care, uite câte heavy modular frame avem. Deci probleme cu heavy modular frame nu am. Altele sunt problemele mele. De exemplu că nu găsesc cable-ul, ia uite-ci. Bun. Și o să punem frumos aici să facem cât trebuie. Sper să pun suficient. Oricum, aici s-au pus, nu e niciun fel de problemă. O să venim frumos aici și o să tragem și niște computere. 5. Și uite așa, mai punem încă 50, să avem 100 de computere și după aia... A, bine. Nu așa. Not like this. Like this. Ce, crezi că nu pot să fac? Dar de ce nu mă lasă? Vă zic eu de ce nu mă lasă. De asta nu mă lasă. Aie, mama voastră. Your mother. Uite, hai să punem niște de-astea aici. Mhm. Da, da. Ăsta la gunoi. Ăsta la gunoi. Le luăm pe ăstea frumos. Aici ce avem? Avem niște steel pipes. Le punem pe ăstea așa frumos aici. Și le luăm pe ăstea. Și le facem din nou, uite așa. Na, dacă m-am grăbit, ce vreți? Aia e. Și aici mai punem încă 50 de calculatoare. Eu vă cred pe cuvânt, dar mă jur că nu le văd unde le-ai fi pus mâncava și ofișorii noștri. Aici le-am pus. Am uitat de ele. Uite așa. Bun. Le-am pus și pe astea. Și acum mai avem nevoie să bag aici niște cabluri. Le bag pe toate astea. Vedem cât scoatem la final. Bun. Asta o să lucreze aici, face 12,5 pe minut, deci o să dureze vreo 20 de minute să le facă pe toate. Partea bună este că la finalul zilei vom avea automated adaptive control unit, de fapt. Bun.
Lucrează asta din greu, lucrează din greu, minunat. Bun, hai să vă arăt ce am făcut, ce am mai făcut în bază până atunci. Și după aia, bineînțeles, în a treia parte vă voi, vă voi arăta exact cum facem Space Elevator-ul. Apropo de Space Elevator, în cazul în care nu vedeți, nu mai există. Doesn't exist Space Elevator, pentru că trebuie să fac partea asta de zi. A trebuit să fac toată partea aceasta de concrete pe aici, așa că o să tragem frumos încă niște bucăți de concrete. Și o să punem așa frumos acidișa Space Elevator-ul. A, așa? Sau uite așa, nu, uite așa. Acum a intrat cârnatul ăsta aici. O, uite așa. Bun. Nu este tocmai ideal, așa că facem frumos, uite așa. Oricum nu o să rămân aici. Important este să să fie cât de cât ok. Bun, puteam să-l punem mai încoace, dar cârnatul ăsta s-a băgat aici, era el curios. Bun. Și el se pregătește. Avem completat partea asta, mai avem modular engine și adaptive control unit. Bun. În bază am făcut așa, aici știți că aveam un munte? L-am ascuns, pentru că aici vor veni foarte multe niveluri de clădire. Clădirea va fi destul de înaltă, oricum este destul de mare și probabil ne vom mai întinde un pic cu ea. Am pus câte un extractor aici, mă rog, aici avem un sink, avem oricum 85 de cupoane. Nu prea mai am ce să mai pun aici, dar voi pune la un moment dat. Că dacă tot am strâns de pe aici, să și arunc anumite lucruri. Am pus câte un miner MK2 și l-am overclockat peste tot, pentru toate. Și am pus aici niște display sign-uri ca să știu exact câte oruri am din fiecare să pot să calculez ușor. Am pus și aici, avem acolo, mai avem unul acolo, care este frumos la nivelul acesta pe aici. Unul aici, unul aici, unul acolo și mai este încă unul acolo și încă unul acolo, da? Bun. Apoi, pe cealaltă parte, că mai avem și acolo. Aici va trebui, nu mă interesează că sunt forme de relief un pic mai diferite, pentru că nivelul acesta va fi strict cu extractoare, din câte mă gândeam eu. Aici avem doar o mică producție de limestone, făcute cu tot cu summer stup, cu toate treburile astea cum trebuie. Ca să facem 200 de concrete pe minut dintr-un singur nod. Nodul care este overclockat la maxim, la fel ca toate celelalte. Și intră frumos aici și mai apoi în Dimensional Depot, pentru că aveam nevoie de foarte mult concrete. Pentru că vedeți câte chestii am făcut pe aici. Mai avem acolo încă un extractor. Avem câteva probleme la care mă așteptam și știam că o să existe. Și anume, acea platformă cu asta sunt făcute pe un alt grid față de această platformă, care e făcută pe gridul ăsta. Iar acea fabrică este pe un alt grid față de asta și față de asta. Prin urmare m-am gândit să fac câteva clădiri de sine stătătoare, legate doar prin niște podețe, ca să arate mai bine cât de cât, să nu se vadă că sunt pe griduri diferite chiar atât de mult. Acolo aia chiar arată foarte interesant. O să vreau să văd cum o fac să arate bine de la început până la final. La fel va fi și aceea. Treaba asta cu solid biofuel o voi dezafecta și o voi reface ca parte din această structură, tot așa undeva pe margine, pentru că avem acolo deja extractoarele de apă. Dar mă voi gândi, momentan o las pentru că am nevoie să mă plimb de colo-colo. Practic n-am făcut mare lucru decât am ras totul, am pus ciment peste tot. Apropo, mai avem aici un extractor care îmi scoate frumos aici încă 300 de iron ore. Practic avem undeva la 1500 de iron ore cu 900 de copper și vreo 1200 de limestone. Limestone-ul pe care o parte din el îl voi folosi ca să fac concrete, iar o parte din el va fi folosit să facem chip silica. Pentru că avem nevoie și de chip silica mai departe. Și pentru asta, ca să avem maxim de eficiență, având în vedere că nodurile de aici pe care le avem sunt toate normal, nu sunt pure. Pure. Am făcut aici, am tras vreo 20 de water extractere, care ne vor aduce vreo 3000, 2000 și ceva, 2500 de litri, de metri cubi de apă pe minut.
Fiecare cred că va fi cu țeava lui. Voi calcula un pic. Vor ajunge sus aici. Și mă gândeam, dacă tot avem partea asta de extractoare care e destul de înaltă și dacă toate oricum vor ajunge să fie transformate în altceva, mă gândeam tot la nivelul acestui nivel să facem și rafinăriile, pentru că oricum sunt super înalte și practic vom avea zone în care vom face iron ingots, în care vom face copper ingots, în care vom face pure quartz, în care vom face chip silica și în care mai departe vom face la nivelele următoare altceva. Dar, na, va fi un nivel mai înalt, va fi un parter înalt, cum s-ar spune. Ăsta va dispărea de aici, va fi undeva sus ca să arate bine. Și la un moment dat va trebui să aduc din zona respectivă, de acolo din spate, va trebui să aduc tot cuarțul ca să-l putem transforma în ce ne interesează, și anume în crystal și în pure crystal și în chip silica. Iar acolo v-am zis că vreau să fac heavy modular frame ca să putem să avem și produse de așa ceva, pentru că oricum aveam nevoie, dar acum nu mai este la fel de important pentru că am făcut-o din resursele pe care eu le-am strâns de-a lungul timpului de prin toate navele care sunt căzute. Mai avem acolo un... Bă, dacă tot am ajuns până aici, atât de aproape. Tot avem acolo și mă freacă pe creier acel power slug galben. Hai să-l luăm. De asemenea, ar trebui să semi-automatizez și fabricul ca să pot să fac măști de gaze. Pentru că momentan nu avem. Vă salut, te salut, știu că vă deranjez aici, nu vă mai deranjez foarte, foarte mult. Vreau doar să văd, uite asta, aici. O să-mi dea, o să-mi scadă viața, dar deja dacă... nici măcar nu mi-a luat din viață. Vreți voi să faceți voi. Uitați-vă un pic ce am făcut aici. N-am avut niciodată atât de mare baza. Nu vă imaginați, mai avem și aici extractoare. O să avem coal de aici. O să avem, avem nebunie. Resurse sunt o grămadă. Ia să vedem acum cum stăm cu adaptive. Avem 44. 46. Suntem la jumătate. Dragii mei, revin în momentul în care le avem pe toate ca să terminăm acest episod în forță cu phase 3-ul completat. Bun, și am revenit. Între timp am conectat toate extractoarele, am făcut nivelul următor. Ăsta este tavanul, respectiv podeaua nivelului următor, va fi de 2 metri și am tras frumos cablurile pe aici, frumos, să arate bine. Fiecare extractor este conectat la aceeași rețea, care nu este conectată încă la rețeaua principală. Nu am conectat încă extractoarele de apă pentru că mă gândesc să le refac un pic când vine vorba de așezare, dar voi vrea să văd exact cum trag țevile până sus. Dar între timp cred că a trecut suficient timp cât putem să mergem către zona de manufacturare, unde am făcut toate lucrurile pentru a termina phase 3-ul. Iar acum vom merge să facem phase 3-ul. Să terminăm ca să ajungem să deblocăm niște lucruri bengoase rău de tot. Bineînțeles că mai am nevoie de încă două, că așa se întâmplă, mai am nevoie de un automated wiring, iar pentru un automated wiring, ce avem nevoie aici? Avem nevoie de stator. Să scoatem statorul. Un stator. Hai. O să ne scoate oricum 12, ceva. Ia să vedem două. De fapt două ne scoate și atât avem și nevoie. Pam, pam. Gata. Bun. Nu vreau să mai intre absolut nimic aici. Am luat și cablul. Tragem și frumos și banda de aici. Și în mod normal, ia uite de aici, le iau direct de pe bandă. Avem două aici, pe care le punem direct aici și mai așteptăm încă puțin să se facă și celălalt. Între timp, luăm toate celelalte chestii, deci fix două mai aveam nevoie. Take all. Hai mă, să se facă și ăsta, hai să se facă și ăsta, să iasă de aici. Nu mai durează foarte mult. 80, 90, 5 și au ieșit două. Top.
Gata. Bun. Și mergem la phase 3. Să vedeți după aceea, fraților, ce deblocăm. Să vedeți câtă muncă vom avea de acum încolo. Oricum este multă muncă, dar să vedeți ce vom avea de acum încolo. No, bine. Mergem frumos aici. Le punem pe toate. Facem frumos și un print screen ca să fie treaba. Și apoi mai facem un print screen. Așa. Apoi seal. Și vom debloca tier 7 și tier 8. Și veți vedea exact despre ce este vorba. Bun, avem acum, avem toată animația, să vedem ce zice Ada. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 3 project part shipment is finally ready for delivery. On delivery, Phase 3 will be completed and the main body will be constructed. Okay. You should know how this works by now. You'll get access to tiers 7 aluminum production, hover pack, drone și nuclear power. It's all nice. Laid out so genial. That even a monkey hover pack o să fie top so you should have și aluminium production. Speaking of which, I don't think you need a reminder. Oh my god. Fiți atenți ce avem nevoie. Instead, I will pentru be următorul, nuclear pasta, thermal propulsion. Did you know the average pioneer succeeds at saving the day? Did you know the average pioneer knows how to optimize pipe throughput? Uh-huh. Did you know the average pioneer stays late at work because they care about humanity? Anyway, I thought you might want to know more about your peers. Good luck in phase 4. Da. Send. Ia să vedem. Ia să vedem. Pretty good pioneering. Hai să ne uităm un pic să vedem cum este animația. Jbam, l-am trimis în ceruri. Și acum să vedem cum se construiește. Să vedem ce apare. Teoretic main body-ul ar trebui să fie construit acum, să fie mult mai complex elevatorul acesta. Da, încep să apară părți mai semnificative. Începe să arate ca o stație spațială. Nice. Bun. Și asta e tot. No, bine. Ok, fiți atenți, o să avem nevoie. Project assembly completed. Stai să vedem ce zice Ada. Predictions indicate pioneers should generally reach this point faster with above average results, but we should all adjust our expectations according to the situation. It is understandable. The pressure and complexity will only increase from here, so be sure to take on phase 4 with efficiency and competence. Fiți atenți, avem nevoie pentru Phase 4. Assembly Director System, Magnetic Field Generator, Thermal Propulsion Rocket, Nuclear Pasta. Groaznic. Groaznic. Haideți să vedeți însă ce am deblocat. Asta este chiar foarte mișto. De deblocat avem așa. Deci, în episodul următor, cel mai probabil voi vrea să deblochez toate chestiile astea. În Tier 2 mai avem jump pad-urile. Nu le vom folosi, dar hai să le avem deblocate. În tier 3 avem truck station-ul și tractorul, plus 3 inventory slots. Asta e foarte bun, e bine primit. Blueprints, bineînțeles, nu le-am folosit, dar le vom folosi de acum încolo. Trenuri, mai multe trenuri și blueprint MK2. Iar apoi tier 7 și tier 8. Avem bauxite refinement, pentru că tot avem noduri de bauxită. Facem alumina, aluminium scrap, aluminium ingot, alclad aluminium sheet, aluminium casing și bineînțeles putem să scanăm bauxita, pentru că pe roc coarse deja putem să-l scanăm. Apoi avem hover pack-ul care consumă 100 de megawatts, dar nu consumă practic altfel de combustibil, trebuie doar să stăm deasupra unor clădiri care sunt cu curent electric sau deasupra unor linii de înaltă tensiune. Bun, și încă 3 inventory slots. Logistics MK5, ăsta este foarte, foarte important. Practic vom face prima oară bauxite refinement ca să avem aluminium, iar apoi vom face conveyor belt MK5 pentru 780 de resurse pe minut, finally. Hazmat suit, pentru că avem nevoie
ca să lucrăm pe partea de nuclear și control system development. Acid sulfuric, baterii, radio control unit, supercomputer și blendere. Și assembly director system. Asta este ca parte din Space Elevator, dar blenderele, astea sunt ceea ce pe mine mă interesează. Iar în tier 8 avem drone, avem nuclear power, avem advanced aluminium production, în care avem resource well pressurizer ca să putem să scoatem din pământ și mai mult oil sau și mai mult nitrogen. Scanabil water, dacă ne interesează cu ceva, nitrogen gas. Cooling system, fuse modular frame, apoi avem turbo motor și miner MK3 și bineînțeles particle enrichment cu particle accelerator, nuclear pasta și copper powder și nitric acid. Da, o să avem de lucru de acum încolo, dar asta va fi în episodul următor, v-am promis. În momentul în care ajungem la phase 3 și terminăm, ne apucăm de baza principală. S-a întâmplat chestia asta, asta vom face. Și vom lucra la baza principală, mai mult eu în off-camera și voi reveni la voi în momentul în care mai am câte ceva de arătat. De asta episoadele de acum încolo vor apărea un pic mai greu, pentru că este și mai mult de muncă ca până acum. Voi încerca să le fac cât mai interesante, dar na, uneori nu se întâmplă chiar așa și uneori se întâmplă să mai avem și episoade care să fie pe mai mult pe construit, dar poate cine știe, poate vă place chestia asta. Dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut videoclipul acesta, nu uitați, lăsați un like, mă ajută foarte, foarte mult. De asemenea, un comentariu este binevenit. Eu voi continua să fac acest platou pentru că trebuie să ne pregătim pentru cele peste 100 de rafinării pe care le vom pune. Și nu uitați, dacă vă place seria aceasta, abonați-vă pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Rămâneți cu bine, salutare!